Salutare, salutare tuturor! Știți că la noi se cam ia curentul că primarul nu prea plătește facturile, așa că de data asta sunt pregătit. Mi-am luat aceste două lanterne că nu știm când autodeclaratul primar atipic ne poate lăsa iar în beznă. Astăzi vorbim despre debarcarea viceprimarului și aș vrea să facem un comentariu pe baza primului episod din filmul Demiterea viceprimarului, o nouă producție a casei de film Săcălazia. Să ne amintim însă, pentru început, câteva din șicanele și hărțuirea administrativă pe care primarul le-a făcut viceprimarului. 1. Primarul a dispus luarea numerelor de la mașina viceprimarului pentru ca vicele să nu se mai poată deplasa în teren. 2. Primarul a tras sarcină să se pună gratii la biroul viceprimarului când viceprimarul era plecat în concediu. 3. Tot primarul a dispus, parcă în bătaie de joc, mutarea biroului viceprimarului în sala de spectacole a Căminului Cultural de la Berexău Mic. 4. Tot primarul le-a spus angajaților SPGC să nu mai intervină pe teren la solicitarea viceprimarului, amenințându-i că îi va da afară de la lucru. Ca fapt divers, o să vedeți că după schimbarea viceprimarului actual, noul viceprimar va avea birou în primărie, va avea din nou mașină de serviciu și angajații SPGC vor fi în subordinea noului viceprimar, pentru că nu e așa? Primăria nu mai e a cetățenilor, nu mai e a comunei, ci primăria e acum a primarului, iar primarul face ce vrea. Cu alte cuvinte, știm cu toții că, de anul trecut, primarul îl face pe viceprimar Albie de Porci. Albie de Porci, atenție, e doar o expresie și nu are nicio legătură cu primarul nostru. Am făcut precizarea asta că poate iar se opărește cel mai iubit fiu al comunei Săcălazi. Revenim. Deși viceprimarul este șeful său de partid și tot viceprimarul l-a susținut politic și electoral ca să ajungă primar, acum, drept mulțumire și recunoștință, primarul vrea să scape de viceprimar. Știți vorba aia românească, facerea de bine, f***e de mamă sau nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Aici însă îmi vine în minte următoarea fabulă și citesc. Odată, un scorpion a rugat o broască țestoasă să-l ducă de pe malul unui râu pe altul. Broasca țestoasă l-a întrebat: păi și dacă ai să mă înțepi? E un risc prea mare. Scorpionul i-a răspuns: nu fi proastă, broscuță, fii fără grijă, n-am să te înțep. Păi asta ar însemna să mor și tu, ne-am scufundat amândoi și n-ar mai avea niciun sens. Ei, uite, așa broasca s-a lăsat convinsă. La mijlocul râului, scorpionul a înțepat-o însă pe sărmana broască. În timp ce murea, trăgând și scorpionul la fund, i-a apucat totuși să-l întrebe: de ce ai făcut-o? Ce să pricep din asta? Scorpionul i-a răspuns simplu: a, nu e nimic de priceput. Ăsta e felul meu de a fi și n-am ce-i face. Revenim la realitate, care va să zic că inițial primarul și viceprimarul au câștigat împreună și au lucrat împreună pentru o scurtă perioadă de timp. Tot atunci, la începutul mandatului, unii ne mai amintim cum au început să se miște lucrurile. Ca și exemplu, s-au turnat trotuare noi acolo unde nu existau de ani de zile și au fost reparate multe dintre cele distruse. Firește, au rămas la fel de multe de reparat, dar cine să le mai repare? După ce primarul a început să-l înlăture pe viceprimar, pentru că, probabil, îl încurca, nu s-a mai făcut mai nimic la capitolul trotuare. În plus, am observat că unii consilieri țipau atunci că se făceau trotuare, că se turnau trotuare. Atunci era o mare problemă. Și când nu s-a mai făcut nimic, n-a mai fost nicio problemă. Vorba aia, interesul poartă fesul. Legat de trotuare, în acest an trebuie să subliniem o singură excepție. S-a mai turnat o bucată de trotuar ce duce spre cartierul Primăverii. Este de altfel singura porțiune de trotuar făcută într-un an de zile, după ce comanda SPGC a rămas la primar, primul nostru gospodar. A, și am mai văzut că nici măcar cringile nu se mai ridică de la porțile oamenilor. Bravo, bravo, domn primar! Cine nu vă votează, să stea cu cringile la poartă. Vreți să vi se ridice cringile? Mergeți în audiență la domn primar, pupați inelul, promiteți-i că îl veți vota și poate vă ia crengile de la poartă. La anul sunt alegeri, oameni buni, nu mai ridică primăria crengile așa cum a făcut-o pe vremuri la toată lumea. Acum încep negocierile. Trecem peste. Așadar, primarul
era să zic circarul, a declanșat scandalul și l-a înjunghiat politic, firește, metaforic vorbind, pe viceprimar. Viceprimarul care a fost omul și pe spinarea căruia primarul actual a obținut voturile care i-au adus funcția de astăzi. Știți și vorba aia. Politica e o curvă, așa că gestul primarului de a-l discredita pe cel care i-a adus voturi e o normalitate în rândul politicienilor fără caracter și mai ales al politrucilor, pentru care moralitatea e doar numele unei stații de autobuz. Așa se face că, de luni de zile, primarul a tot încercat să-i convingă pe cei mai mulți consilieri ca să voteze pentru demiterea viceprimarului. Cum pot fi însă convinși consilierii să facă ce vrea primarul? Mai ales acei consilieri care îl criticau pe primar de dimineața până seara. Din punct de vedere legal, sunt nelegale. Avem 7 decizii ale instanței care au spus clar că ședințele de îndată nu se convoacă dacă nu există o urgență majoră, nu se poate deține așa ședință pentru că nu este o urgență. Simplu. Cum? Vă spun însă opinia mea, din ce am auzit și eu. Poate unele aspecte din cele pe care le relatez acum, le-ați auzit și dumneavoastră. Trecem peste întâlnirile la ceas de seară despre vizitele de lucru ale primarului acasă la consilierul Daniel Roba. Trecem peste toate și ajungem în prezent. O nouă ședință de îndată. Cine mai știa câta? Atenție însă mare la detalii. Vine primarul în ședință și scoate din joben, tamnesam și din senin, un proiect prin care cere scurt demiterea viceprimarului. Dacă permiteți, vreau să spuneți că a fost și suplimentare o temă de zi cu... Proiectul nu era pe ordinea de zi, era la suplimentare. Era o urgență majoră. Zici că lua foc satul. Știți replica actualului primar, fost consilier? Dacă dumneavoastră, din cunoștințe dumneavoastră, așa cum spunea și colegul Boboi, nu a luat foc satul, nu s-a produs o inundație, nu s-a produs o catastrofă, o calamitate, de ce suntem convocați prin dumneavoastră și cu acordul și semnătura dumneavoastră pe dispoziții? Suntem convocați așa de pe o oră pe alta, peste două ore, fără să știm absolut nimic. Și era necesară demiterea de îndată a viceprimarului. Lasă că le azi, parcă ne-am obișnuit, totul e de îndată. Ședințe, demitere viceprimar, ucidere câini vagabonzi, totul e de îndată, pe repede înainte și pe genunchi. În mod surprinzător, ciudat și curios, chiar niciunul dintre consilierii prezenți n-a avut curiozitatea să întrebe. Bine, dar care sunt totuși motivele pentru care se dorește schimbarea viceprimarului? Doar motivul că nu-i place primarului de el? Nu ne interesează, că nu trebuie să doarmă primarul împreună cu viceprimarul. Care sunt motivele reale? Băi, nimeni n-a zis pâs, nimeni n-a întrebat nimic. Liniște totală. În ședința cu pricina și mai curios, celebra speranța politicii sagalazene, cameramanul de serviciu al primarului, il consiliere Pânzariu, citește doar titlul proiectului. La documentarea de zi avem proiectul numărul 143. Proiect de hotărâre privind eliberarea de funcția viceprimarului comunei Sătărat de Iosu Timiș. Dacă nu mai aveți nimic, propun să deschidem procedura de vot. Da, citește cu greu numărul proiectului. Numărul 143. Atenție, trece peste conținutul proiectului. Curios este că nu citește actele depuse la proiect. Ciudat, nu? Ceva de genul, votăm, dar nu știm ce votăm. Nu ne mai miră, nu e prima dată când consilierul Pânzariu votează în orb. Doar el știe de ce. Modul în care a decurs totuși procedura de vot mă face să cred că deja cărțile erau făcute ca viceprimarul să fie debarcat sau, cum se spunea în antichitate, zarurile au fost aruncate. Încă un aspect ce mă face să cred că totul a fost aranjat este prezența fizică a consilierilor în sala de ședințe la o ședință de îndată când unii dintre consilieri, ce să vezi, nu sunt prezenți fizic nici măcar la ședințele lunare, alea ordinare, ce sunt stabilite cu 7 zile înainte. Așadar,
Unii dintre consilierii prezenți sunt păsărare la ședințe, dar la ședința de debarcare a vicelui au fost totuși prezenți, chiar dacă până atunci figurau prezenți mai ales prin telefon. În plus, după votul secret, aproape toți au plecat și au intrat prin telefon. Ceva de genul, consilierii și-au îndeplinit sarcina de a vota demiterea vicelui, adică și-au jucat rolul și au plecat. Restul proiectelor referitoare la nevoile cetățenilor, dă-le dracu! Cetățenii sunt importanți doar când vin alegerile. Ce vă spune însă faptul că aproape toți consilierii au plecat din ședință imediat după votul secret de demitere al viceprimarului? Veniseră doar ca să-l demită pe viceprimar? Erau vorbiți dinainte? Așteptăm să vedem dacă cei 8 consilieri, care firește cum altfel vor binele comunității, vor spune ceva public vis-a-vis de acest subiect sau se vor ascunde, așa cum obișnuiesc ei atunci când au răspuns. Totuși, mă întreb, de ce oare nimeni n-a avut curiozitatea firească și normală să afle care este motivația demiterii viceprimarului? Dacă de la consilierul care hăituia căprioare și care merge prin sat spunând că el vorbește cu bosul și bosul rezolvă orice, ei bine, de la acest consilier n-am avut pretenții și n-am pretenții. Totuși, mă întreb de ce alții au tăcut. De pildă, aveam pretenții de la un consilier intelectual, jurist de profesie, precum domnul consilier Vasiu. Da, domnule consilier Vasiu, la ședințele din vremea lui Todașcă, dar și la cele din vremea lui Nicu, din ce mi-amintesc, dumneavoastră erați mai curios din fire și puneați întrebări referitoare la diverse proiecte și uneori le interpretați din punct de vedere juridic. Dumneavoastră implicat de altfel în bătătorirea unei căi spre normalitate, nu? Greșesc? Parcă așa se cheamă, nu? Dumneavoastră sunteți și consilierul cu cea mai mare experiență. Dumneavoastră de ce ați tăcut? Asta e calea spre normalitate? Tăcerea și plecăciunea? Recunosc că așteptări am avut și de la Daniel Ștefănuță, al cărui partid, am spus-o mereu, l-am votat și eu ca mulți alții. Ștefănuță e un politician din noua generație, inteligent și ancorat la realitatea cotidiană. Sunt totuși surprins că nici măcar el nu a pus o întrebare banală. De ce? De ce se vrea schimbarea viceprimarului? Mă întreb, cum membrul unui partid care avea ca temă electorală, fără penali în funcții publice, ar face acum jocurile politice prin care, eventual, un fost condamnat penal să ajungă viceprimar? Mă întreb ca prostul, pentru că, știți bine, în politică principiile sunt dăunătoare și mai ales la săcălaz. Aici pare să că dezbinarea, coordonată de către decidentul principal, dezbinarea a dus politica la un nivel atât de josnic, la modul care pe care și-o trage și cine nu e cu mine e împotriva mea. În fine, părerea unui spectator ca mine de pe margine e că totul era aranjat ca viceprimarul să fie schimbat. Uitați-vă cât de rapid s-au desfășurat lucrurile și ca să vedeți că nu bat câmpii, uitați-vă la alte primării cum s-a procedat atunci când s-a pus problema schimbării viceprimarului. Proiectul de demitere a viceprimarului a fost pus pe ordinea de zi, trimis consilierilor să fie studiat, iar în ședință a fost citit un raport de specialitate, adică s-au adus justificări. La noi, la Săcălaz, nu își pierd vremea aleșii noștri cu ce scrie în lege. Nici gând. Aici e de îndată. Hai să schimbăm vicele, că așa vrea primarul. Schimbați, fraților, schimbați-l când aveți chef și luați locul. Dar faceți-o legal și onest. Nu doar că vrea primarul să nu mai fie deranjat. Orice primar care are un viceprimar care se implică vrea să scape de el, că ia din voturi. Unii poate că îl înțeleg pe actualul primar și unii înțeleg chiar disperarea sa de a scăpa de viceprimar. Ipocrizia în politică s-ar traduce ceva de genul mimăm interesul public, dar pentru voturi ne vindem nu doar sufletul, ci și demnitatea de caracter. Demnitatea? Ce dracu e aia, mă? Plecați, mă, cu prostiile astea, băgați-vă în demnitatea și onoarea, că nu țin de foamea aleșilor noștri. Așa că, distinși aleși locali, haideți! Schimbați viceprimarul, că vrem să vedem cum zbârnăie comuna cu un viceprimar ca Roba, Pânzariu sau Birău. Puneți, domne, un viceprimar din cei 3, iar ceilalți 2 să fie consilierii noului viceprimar, firește modificând organigrama. Haideți că v-am dat și soluția tehnico-administrativă. Așa o să avem un viceprimar de genul 3-in-1, un fel de trio Doremi. Abia aștept să-l văd pe viceprimarul Pânzariu în prima zi de lucru, cum își face el așa un selfie, da? Da? Și cum ne promite că va curge nu doar miere, ci și lapte, iar comuna se va învârti după soare. Domnul potențial viceprimar Pânzariu, să aveți totuși grijă cu mierea, că se supără primarul dacă vă băgați degetele în borcanul său. Abia aștept să-l văd și pe viceprimarul Roba,
În zilele aglomerate, cum pleacă el așa, grăbit de la birou și îi lasă pe oameni cu ochii în soare că i-a fătat o oaie sau care de trei era greu. Despre viceprimarul birou nu pot spune nimic, pentru că are cele mai mici șanse să ajungă vice, pentru că voturile e grele de obținut în contextul politic actual de la Săcălaz, dar cine știe, în politică să nu spui niciodată, niciodată. O altă variantă probabilă ar mai fi ca primarul să nu mai pună niciun viceprimar și să le dea țeapă la toți trei după ce se votează demiterea actualului viceprimar. Și pentru că am amintit de demitere, prima încercare a fost eșuată, iar rezultatul l-a dezamăgit maxim pe primar, care a și plecat din ședință. Acum, probabil o să aflăm în următorul live din biroul împărătesc de la primărie dacă primarul a plecat din ședință ca tâlharu, cum spunea chiar el despre consilieri, ori a plecat inventând o scuză. S-au retras ca tâlharii. Ideea este că atunci când un cetățean, în aceeași ședință, a vrut să afle un răspuns chiar de la primar, primarul s-a remarcat prin absență, deși inițial fusese prezent. Plătesc taxe, acum am plătit 16-17 milioane am plătit taxe. Plătesc în fiecare an și nu mi se face nimica. De ce? Așa nu știu de ce. Trebuie să-l vedem pe două primari. De ce nu? Cum ați văzut, domnul? Uite, în momentul când o să revină domnul primar în ședință, o să îi punem întrebarea asta. Dacă a prevăzut ce a rămas din ce am aprobat noi, o să prezentăm domnului primar cererea ta, care este formată de tine, și o să-l întrebăm de ce și când se pune. De ce nu s-a pus? Așadar, luați-vă popcorn, că vor urma însă și alte ședințe, adică alte episoade, pentru că, v-am mai spus și cu altă ocazie, primarul este determinat să-l înlăture pe viceprimar, principalul său contracandidat, ca să fie sigur că va câștiga alegerile de anul viitor, fără prea mari bătăi de cap. De altfel, imediat după ședința eșuată de mazilirea viceprimarului, au continuat discuțiile și protagoniștii din ședință s-au întâlnit la un restaurant din Săcălaz. Nu-i dăm numele să nu facem reclamă, pentru a discuta sau negocia. Nu știm. Poate i-a înregistrat primarul, așa cum știe toată lumea că obișnuiește, și ne spune el mai multe detalii. Mergem mai departe. Am văzut cu toții cum viceprimarul a spus public că s-a încercat mituirea unor consilieri. Acesta susținea că a aflat de șpăgi în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ceilalți colegi ai săi, al căror vot sau demisie s-a încercat să fie cumpărate. De altfel, înainte de a afla de la viceprimar de mita care umblă prin sat pe două picioare, am văzut această informație în spațiu public al Facebook-ului, acolo unde doamna Ceparu scria despre același lucru, semn că informația deja se răspândise. Ce ne spunea viceprimarul? Ne zicea că, ulterior ședinței, pe seară, unul dintre consilieri, probabil un fel de proxy, adică un intermediar, a mers pe la câțiva consilieri pe acasă ca să încerce să-i mituiască în schimbul votului. Vă dați seama? Sunt vehiculate sume de mii de euro doar ca să fie votată demiterea viceprimarului? Partea nasoală, din punct de vedere legal, e că deși există mai mult decât o suspiciune rezonabilă că s-ar comite o infracțiune, mituitorul și mituitul n-au niciun interes să sesizeze instituțiile statului, pentru că ambii au de câștigat. Unul câștigă folosul rezultat în urma votului, iar celălalt banii. În consecință, dacă vreuna dintre instituțiile de forța statului, care veghează la respectarea legilor, ar vrea să organizeze un flagrant, adică regina probelor, cum ar spune juriștii, în astfel de situații n-ar putea, pentru că nu există niciun denunțător al acestei infracțiuni. Referitor la modalitatea în care se comitea, săvârșea tentativa de mituire, și a încercat să-i mituiască, adică ce a făcut dânsul? A luat telefonul, i-a chemat afară la poartă, i-a scris pe telefon, ai 8.000 de euro să demitem viceprimarul. A doua oară ai 10.000 de euro să-ți dai demisia din Consiliul Local. La alt coleg ai 5.000 de euro să-ți dai demisia din Consiliul Local. Adică n-a făcut-o cu voce, n-a discutat, doar i-a scris pe telefon. Înclin să cred că cei care fac asta au fost învățați cum să procedeze pentru a scăpa de o eventuală acuzare, adică de un posibil dosar penal. Deci, ca să nu existe urme infracționale, consilierilor li s-a scris pe telefon de către cel care le propunea mita o sumă de bani și pentru ce o primeau. Citez din ce susținea viceprimarul. Ai 8.000 de euro dacă îl dăm pe vice jos.
Ai 10.000 de euro dacă îți dai demisia din Consiliul Local. Am stat și m-am întrebat de ce ar da bani unui consilier ca să-și dea demisia. Probabil pentru că rămânând 12 consilieri în funcție, schimbarea vicelui se poate face cu 8 voturi și nu cu 9 ca în prezent. Deci, noaptea ca hoții se oferă sume de bani pentru voturi sau pentru demisie și totul scris pe telefon fără alte discuții? De ce? Mai mult ca sigur, pentru ca cel care încearcă mituirea să nu fie înregistrat. Zici că suntem într-un serial cu mafioți sicilieni, săcălăzeni, sicilieni, săcălăzeni. Apropo, săcălazul parcă era totuși în România și nu în Sicilia. Toate manevrele astea de presupusă corupție politică pentru ca un viceprimar incomod să fie demis, s-a ajuns până acolo încât să se încerce mituirea unor consilieri ca să se voteze demiterea unui viceprimar. Vă dați seama unde s-a putut ajunge din dorința unora de a pune mâna mai tare pe Ciolan? Păi dacă e adevărat și se încearcă să se cumpere consilieri, avem vreo garanție că anul viitor nu se vor cumpăra și voturi? Uneori am impresia că în cazul unor politicieni locali, compasul moral e dezechilibrat rău de tot. În loc să evoluăm, am bătut pasul pe loc. Cumpărarea voturilor nu era parcă o practică a trecutului pe care însă se pare că ar folosi-o și politicienii care pozau în altceva decât vechii politicieni, cum spunea Mihai Eminescu. Cum nu vii tu țepești, Doamne? În final, atențiune, atențiune, ședința de îndată a fost doar primul episod din serialul local Demiterea viceprimarului, un serial în care regizorul principal pare să că nu este altul decât cel care ar fi rămas un banal măcelar dacă, la vremea și vremurile respective, viceprimarul nu l-ar fi susținut electoral și politic. Așadar, oameni buni, fiți informați ca să nu fiți manipulați.